sens că sunt absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare din București și tocmai am terminat săptămâna trecută un master în multimedia în cadrul Facultății de Inginerie a Universității din Florența. M-am bucurat mult fix când m-am întors în țară să citesc un articol despre aplicația asta pe un blog. Am văzut că este chiar în sală. Aici, aici. Da, adică am înscris aplicația asta acum câteva luni, în 5 minute, într-o pauză. Nu i-am dat multă atenție, nu speram să fie un eveniment atât de mare. Am văzut că aplicația asta a fost înscrisă la partea de web. În esență, e o aplicație mobilă, dar e făcută cu tehnologii clasice, web 2.0, deci probabil că de asta am scris în prima secțiune, nu a fost neapărat menit așa. Vă promit că n-am cod și diagrame de clase, am numai screenshot-uri în prezentare, așa că sper să nu vă plictisesc foarte mult. Proiectul ăsta a început ca un proiect de master. Eu fiind partea tehnică a proiectului și având încă doi designeri pentru a-l face, a început ca o supă dintre astea de idei pe un perete de genul ăsta care încet, încet a început să arate ca o chestie de aia, camera unui criminal în serie, cum vezi în filme. Așa. Care e ideea aplicației? E o aplicație care, folosind geolocalizarea, trebuie să dea utilizatorului posibilitatea să vadă ce lucruri tentante ar avea în apropiere. Și mă refer la ofertele magazinelor sau altfel de hotspot-uri pe care le are în apropiere. O să detaliez imediat, dar ca să încep de aici, am zis dacă facem chestia asta să nu fie încă o chestie care e o supă de 10 alte tehnologii și în final nu face nimica. Dacă e să fim cât uși de puțin originali, să nu încercăm să combinăm mai multe chestii, să facem un mutant de aplicații care la sfârșit nimeni nu vrea să folosească. Și în final, ce ne-am dorit cel mai mult la chestia asta și am stat și ne-am gândit și am învârtit-o toate modurile, cât să dăm o oarecare legitimitate în a folosi un smartphone, pentru că, hai să fim serioși, că, nu știu, App Store-ul de la Apple, care are cea mai mare număr de aplicații și vânzări și așa mai departe, și nu știu, sunt 500 de mii, jumătate de milion sau ceva, dar hai să fim serioși, că 99,99% dintre ele sunt niște mizerii și spun asta fără niciun fel de reținere, că ăsta e adevărul. Și am zis că dacă la sfârșit reușim să nu facem o chestie de genul ăla de hai să dăm cu telefonul un pepene, să vedem dacă e copt, că sunt și aplicații de genul ăsta pentru iPhone, să facem o chestie cât de cât care să vrea să fie folosită de userul obișnuit, nu neapărat o nișă de oameni care folosesc o anumită aplicație de care au nevoie. Pentru, nu știu, posesorul obișnuit tipic de smartphone care nu e niciun fel de developer, niciun fel de project manager, nicăieri, e pur și simplu nou obișnuit. Și, în esență, ideea de la care am plecat este următoarea. Da, ideea de la care am plecat a fost o aplicație care să funcționeze în timp real, ceva ce merge folosit pe orice fel de dispozitiv cu geolocalizare, GPS sau rețea de date. Momentan nu funcționează bine pe iPhone și pe iPad, așa e făcut CSS-ul pentru ea, dar nu e menită ca o aplicație neapărat pentru iPhone. Ideea este că deschizând aplicația pot
căutând pe categorii să văd oferte pe care le pot găsi în apropiere. Chestia asta nu e nouă chestie, un sistem de livrat reclame pe telefonul mobil sau un fel de Groupon în timp real, ceva de genul ăsta. Am vrut chiar să fim originali cu chestia asta și ideea de bază, esența aplicației ar fi o afiliere la o rețea de retailer, de comercianți până la urmă. Îmi dau seama că chestia asta nu are cum să explodeze sau să fie un mare succes în România, pentru că îmi dau seama că nu prea avem o piață de așa ceva, dar am întâlnit oameni și investitori care par să vadă o chestie foarte bună în, în chestia asta și am făcut aici câteva screenshot-uri din aplicație. Ideea este că ne-am gândit și la o componentă de fidelizare, de a face aplicația mai atractivă, în sensul în care spre exemplu, dacă, nu știu, să zicem, sunt în centrul orașului sau poate sunt un turist undeva și vreau să folosesc aplicația, nu vreau neapărat să cumpăr ceva fix în momentul ăla, poate n-am bani sau nu vreau, vreau doar să scot telefonul și să văd ce e în jurul meu fix în momentul ăla. Am implementat și o mică componentă socială via Facebook, să putem share-ui, aduna prieteni din lista de Facebook, că ăsta e motorul aplicației, invite-ul prietenilor din Facebook. Login-ul se face apropo cu Facebook. Și am zis să dăm utilizatorilor posibilitatea, asta privind de aplicația ca pe un tot care funcționează, nu statul neapărat de Alfa care se află de proiect, să poată să facă schimburi între ei, să poată pe baza unui joculeț foarte simplu, nu știu, să dăm o componentă de fidelizare aplicației astea, să poată să acumuleze niște puncte dacă o folosesc, să le schimbe cu prietenii. Lucruri de genul ăsta. A plecat ideea de ce face Facebook atât de popular și cred că cei mai mulți am fost de acord că motivul principal pentru care toată lumea vrea să deschidă aplicația în fiecare zi e curiozitatea, până la urmă, de ce au făcut ei alții. Ceva de genul ăsta am vrut să facem. Da, dacă aveți întrebări... Deci poți să ne spui într-o frază ce face aplicația? Te lasă să găsești oferte la dispoziție de comercianții care se află în imediat a ta apropiere și te lasă să interacționezi și cu alți user. Am văzut inclusiv o aplicație puțin mai devreme care făcea referire la totul, cu deci de socializare de genul ăsta care și cum pun ofertele? Există o afiliere cumva? Tocmai am spus puțin mai devreme în divagația mai lungă pe care am avut-o că în momentul ăsta nu există o asemenea afiliere. Adică, okay, ca să răspund într-un fel mai scurt și mai urât, nu vin eu și cu magazinele astea. Dar se pot găsi soluții pentru chestia asta. Chiar ne gândim la mai multe variante, dar nu face neapărat obiectul prezentării este. Doar de a prezenta prototipul ăsta și... Asta în primul rând. În primul rând, alt joculeț, asta nu e un joculeț. Era chestia cu slot card și nu am înțeles care era legătura cu asta. Nu, chestia era o componentă de joc, de fidelizare, de ceva să dăm un plus aplicații. Nu era ceva esențial, ar putea să dispară complet dintr-un produs final. Și de ce să folosești asta și nu Google sau Facebook? Vorbeam puțin mai devreme, folosește un API de Google Maps, folosește componenta socială din Facebook, era slide-ul la puțin mai devreme în care ziceam cum să folosești niște tehnologii bune, dar să nu faci o ciorbă din ceva ce există deja. Și ideea e că nici Facebook și nici Google Maps nu îți pun la dispoziție niște oferte, ceva să cumpere, nu știu, mă duc în piața romană și caut ceva, sortez după o categorie și pot să văd că la 500 de metri de mine magazinul Adidas îmi vinde ceva la super ofertă. Cam asta vrea să fie așa, trivial spus în două vorbe. Mi se pare că te-ai împărțit așa în cam multe direcții și... Aplicația e vorba despre asta. Chestia cu socializarea și, nu știu, să acumulezi niște puncte, să faci schimb cu prietenii pe care îi aduci niște de Facebook, sunt niște chestii în plus. Și
iarăși faptul că nu poți să te loghezi decât pe Facebook. Și chestia asta a fost o discuție la momentul dat și am zis, am fost aproape cu toții de acord că nimeni care o să folosească chestia asta pe smartphone-ul lui, e foarte puțin probabil să nu aibă deja Facebook pe același telefon. Și cei care nu au? Nu știu, dacă cumva devine un produs comercial, sigur o să mă gândesc la un login alternativ și pentru ei, dar chestia asta a fost ca o piedică, că pentru o aplicație nouă, să stai 5 minute pe un ecran mic de telefon, să-ți faci un cont nou în ceva, deja e un motiv să îți cadă jumate din interes. Deci de asta am folosit Facebook. E un buton pe care poți să dai click și gata. Aplicația asta merge pe un device ceva? Că pe iPhone-ul meu nu merge. Și nici pe Android o conectă. Da, știu chestia asta și se datorează faptului că aseară de la 1 februarie Facebook nu mai permite login decât prin Open Graph. Ăsta e același nou și n-am avut, amind de la Constanța, n-am avut 3G pe autostradă, trebuie să schimb câteva rânduri din pagina de login. Vă promit că peste câteva ore o să meargă. Acum Facebook îmi spune, ne pare rău, reveniți mai târziu, de obănuiesc că de la asta e. Okay. Știu, nu știu ce are Universul cu mine tocmai astăzi, dar... Nu are ceva, Facebook are ceva, ca orice, Facebook și Twitter schimbă destul de des se recaure de login. Deci nu este știu, o problemă. Știu. O ultimă întrebare, cred, aici. O întrebare. Pentru oferte gen Groupon, de exemplu, ai un crawler care colectează sau trebuie administratorul să introducă manual toate ofertele? Tocmai asta e chestia și aici vreau să mă diferențiez foarte clar. Chestia asta nu vrea să fie, adică mulțumesc, deci un fel de Groupon pe mobil. Nu e un fel de Groupon pe mobil, e o chestie care caută oferte și mi le servește după interese, gusturi, prieteni și alte chestii. E o chestie care funcționează în timp real. E, atracția de a scoate telefonul din buzunar să vezi în timpul, în momentul ăla ce se întâmplă lângă tine. Pe Groupon e cu totul altceva. Sunt niște oferte care sunt o săptămână și după aia dispar. De multe ori dai telefon acolo și răspunsul e ceva de genul, ne pare rău, tocmai să termină. Bun, înțeleg ceva asta, dar cine introduce ofertele în sistem? Că trebuie să există bani. Da, ești un back-end. Și administratorul introduce manual toate ofertele, după aia ele scoate când mai sunt valabile. N-am făcut o interfață foarte avansată, că nu o folosește, sincer, nimeni încă, dar în momentul ăla o să mă ocup și de asta. Da, e un back-end undeva. Făcut-o de mine, dar nu e parte din aplicație. Bun, mulțumim!